Establește câteva gradine, conform articolului 84 al legii penală al Curții Moldova, pentru concluzie infracțiunii, prin comun cațeau al pedepselor aplicate, o pedeapsă de directivă sub formă de închisoare și pe un termen de 9 ani, cu amendă în mărime de 3.000 unități condiționale, ceea ce constituie o conformitate cu criteriile articolului 64 al legii din Codul penal al Curții Moldova, 60.000 de ani. Și cu privare de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani, cu retragerea distinției de stat, ordinului publice conferit prin decret președintele Curții Moldova, numărul 932, din 24 iunie 2013.